Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile WeSport. Selecționerul național de fotbal a Moldovei, Sergei Kleschenko, a decis să mai convoace patru jucători pentru meciurile amicale cu Cipru și Ucraina. Primul pe listă este fiul selecționerului Niki Kleschenko. Atacantul lui Petrocub Hânceș, Nichi Kleschenko, a marcat în acest sezon al Superligii 7 goluri. El este al patrulea jucător de la campioana Petrocub convocat pentru meciurile amicale cu Cipru și Ucraina. Partidele vor avea loc pe 8 și 11 iunie pe stadionul Zimbru. Pe lista selecționerului se mai află încă trei jucători tineri care vor fi anunțați în zilele următoare. Tricolorii se vor reuni duminică, 2 iunie, în cantonament la baza de pregătire a selecționatelor de la Badului Vodă.